Ștefan, astăzi n-a ieșit cum vă doreați, a fost o înfrângere destul de drastică. Da, nu cred că e scorul nu cred că reflectă exact ceea ce s-a întâmplat în teren. Urmea că mare parte, noi a fost echipa care a controlat mai mult jocul și nu cred că sunt subiectiv că spun asta. Am avut multe acțiuni care am reușit să ducem mingea în zona 3 acolo, zona careului, n-am reușit ultima pasă, cu o singură excepție la faza golului egalizator. Am avut ocazie bună de tot la 1-1, singur cu portarul să marcăm și am luat o decizie greșită. După care, cel puțin la pauză, le-am spus că sunt foarte mulțumit de joc, doar că greșelile individuale sau colective pe care le-am făcut, detalii foarte, foarte mici acolo, în care nu am respectat niște sarcini de joc, au făcut diferența. Sunt niște copii care înțeleg că din ce în ce mai... că e fotbalul profesionist este foarte greu, nu e realitatea unor astfel de rezultate îi lovește destul de cont. Ultimele goluri venite pe finalul jocului, aproape că erau demoralizați, erau jos. Nu știu, e un scor neplăcut și nu cred eu că e cel mai corect. Putem spune că diferența a fost făcută și de experiența adversarilor? Absolut, absolut. Le-am spus că fotbalul, suntem niște copii care jucăm într-o competiție pentru bărbați, pentru oameni mari. Noi pentru asta vrem să-i pregătim, ca ei să poate face pasul să evolueze acolo și, din păcate, în multe meciuri observăm că realitatea este foarte crudă. Asta este nivelul pe care l-am arătat astăzi. Pe ansamblu, așa, n-am făcut un joc foarte rău, am avut inițiativă, ne-am respectat principiile Academiei sau ale grupului nostru, doar că n-a fost rezultatul scontat. Mulțumim. Victor, felicitări! Astăzi a fost o victorie exact cum ți-ai fi dorit-o. Bună ziua, este adevărat. Am câștigat astăzi, dar vreau să felicit echipa Craiove pentru jocul presat, o echipă cu tineri foarte bun. Până la urmă, cred că este un rezultat normal, pentru că avem o echipă mult mai experimentată și ei cu tinerețea, noi cu experiența. Scorul nu mai contează, important este că am câștigat, rămânem acolo în fruntea clasamentului, exact ce ne-am dorit și sperăm să continuăm pe aceeași linie, să terminăm campionatul cu jocuri bune și rezultate pe măsură. Dacă la începutul campionatului ne văitam de lipsa, eu știu, golurilor, erau foarte multe ratări și puține reușite, de data aceasta, iată, eficiența a crescut considerabil. Este adevărat, am marcat destul de mult în acest sezon, chiar dacă eu am fost fundaș și îmi place să atac, îmi place să înscriu. Astăzi a fost un joc în care experiența și-a spus cuvântul, exact cum am spus, copiii cu posesia, cu construcția și noi am taxat în momentul în care ne-am apropiat de poartă. Cred că rezultatul este puțin cam mare pentru cum s-a desfășurat jocul, dar exact cum spuneam mai devreme, fiind o echipă experimentată, cred că am speculat aproape toate ocaziile de gol. Continuăm cu alt meci de foc, cum va fi săptămâna premergătoare? Da, mai avem încă trei jocuri grele. Întâlnim echipa din Șimian. Următorul joc acasă întâlnim Jiu Petroșani, echipe care și-au propus la începutul sezonului primele 4. Sunt meciuri grele, dar dacă vom continua pe aceeași linie, cred că putem să ne menținem cadența și să cel puțin să nu pierdem, să păstrăm distanța dintre noi și ele, pentru ca în retur, în primăvară, să ne fie mai ușor când vom începe campionatul. Edi, felicitări! Iată o victorie concludentă. Tu ai fost cel care a deschis balul. Cum a fost partida de astăzi? Salut, Alex! A fost o partidă grea. Știam că o să fie greu pentru că copiii pasează foarte mult. Știam că trebuie să alergăm și să facem efort toată echipa ca să scoatem un rezultat bun. Până la urmă ne-a ieșit și suntem fericiți. Practic ți-ai învins fosta echipă. Da, nu contează asta. Pe noi ne interesa să luăm cele 3 puncte pentru că sunt foarte importante. Am discutat săptămâna trecută că trebuie să fim concentrați și să câștigăm punctele acestea pentru că ne ajută foarte mult pe viitor. Edi, victoria din etapa trecută cu Ghiroda a demonstrat că înfrângerea cu Deva a fost un accident. Cea de acum înnoadă șirul victorilor. Cum crezi că va fi și partida viitoare sau cât de mult va conta acest succes? Eu sunt de părere că dacă ținem pe aceeași linie, ne vedem de treabă și suntem aceeași echipă sudată, cum am arătat și astăzi, cum am arătat și săptămâna trecută, eu zic că o să învingem.
și sper să o ținem tot așa până se termină, până intrăm în vacanță. Mersi. Mersi. Sorin, felicitări. Astăzi o victorie concludentă, o victorie importantă și în clasament și iată și marcator. Da, salut Alex. E o echipă foarte, foarte bună, foarte bine organizată. Noi doar ne-am făcut treaba și am luat cele 3 puncte. A fost greu? Să zicem, a fost. A fost pe măsură. Ai marcat astăzi, ai început să te apropii foarte mult de poartă în ultimul da, timp. Da, am marcat, sunt foarte bucuros și asta e meseria mea. Urmează alte partide importante. Unde Doamne veți încheia, să zic, anul? Sunt binevenite, noi suntem pregătiți să câștigăm toate meciurile. Si. Salut. Tănuț, astăzi a ieșit exact cum v-ați dorit. O victorie importantă, o victorie chiar la scor, mai, cred că mai mult decât vă așteptați. Da. Mulțumim, Alex. Într-adevăr, ne așteptam să fie un meci foarte greu, dar ne-am mobilizat foarte bine și am reușit să câștigăm. S-a jucat pe contre, ați fost mai eficienți voi, în schimb. Da, într-adevăr, s-a jucat de la o poartă la alta, însă eu cred că azi experiența și valoarea s-a spus pe teren și am reușit să câștigăm cu 5-1. Ce înseamnă această victorie pentru voi? În momentul da, este o victorie foarte importantă. După ce am reușit să câștigăm cu Ghiroda 4-2, trebuia să legăm neapărat și a doua victorie și am urcat pe primul loc. Astăzi ai fost un mare servant, un bun servant. Da, într-adevăr, mă bucur că am reușit să dau pasă de gol, chiar dacă n-am reușit să marchez, mi-a făcut treaba. Si. Mulțumesc.